E greu de presupus că Orban își permitea această ofensă adusă lui Rareș Bogdan fără aprobarea Cotroceniului. Pot să fie două explicații. Una, că Klaus Iohannis s-a închinat sau s-a înclinat în fața deciziei partidului, dar există și zvonul, și îl iau în serios, că de fapt Rareș Bogdan cu Klaus Iohannis s-a certat. Pentru că, de ce? Nu știu, e greu de presupus că Orban făcea de capul lui. Că păi și ce motiv ați vedea dumneavoastră? Să se nu știu, poate că, nu știu, nu-mi dau seama. Poate că la un moment dat Rareș Bogdan lua de apele alea, că a salvat PNL-ul, l-a fi supărat, nu știu, nu am relații cu cel de la Cotroceni.